Ai fost la liceu, zic? Eu vreau să arăt ce fel de liceu avem noi. Dar dumneavoastră vedeți sau nu? Vă vedeți? Vă văd pe dumneavoastră, dar nu văd WC-ul. Deci vreau să declar, adică să fac public WC-ul de la... Of, din spatele primăriei satului Burlacu. Acum să trec, să întorc camera altfel? Nu, e bun așa. Ce este un garaj în spate? Și asta e clădirea din spate. Primărie Burlacu. Și așa, iată, mă întorc mai... Adică la 30 și câte grade. Clădirea asta este o clădire veche, unde se mai află încă și careva acte, nu mai știu care, care nu vreau să mă dau tare. Părerea în spate este rețeaua de telefoane fixe. Așa. O fostă ospătărie în care beiam noi lapte de 5 căpiși. Iată, vă zic că asta este biroul celor de la Multilicom sau oficiu, cum s-ar mai numi. Așa, ospătărie și ei care se joacă copiii și pot cădea oricând de acolo. Și cu toate că eu am sesizat de atâtea ori primărie, am scris și am primit niște răspunsuri. Deci, iată, mai departe, este liceul. Dacă bine vă uitați, este scris litera B, bărbați. Încă aici mai este cum mai este. Deci nu e spalieră sau ce este aici. Iacă să vedeți, că vedeți și crăpături și fisuri sunt. Așa? Și Dodonul a fost la Burlac în anul trecut, în septembrie. Trecut lângă primărie și acolo la primărie știți că nu era miros de frigărui și de carne. Dați-vă ce fisură este aici, iată, să vedeți? Op. Vedeți ce fisură este? Văd, nu e risc să prăbușească zidul acela, el dacă nu se mai ține, e posibil să cadă peste oameni, nu? Păi cam așa și este și eu vă zic chiar încoace când vineam, ieșise-o doua. Adică, de ce să... Este nevoie fiecare să-și facă... Iată cam așa, ar putea cineva să intre... Na, nu cred că cineva o să mă judece. Dați-vă cu cât risc trebuie să pășești iată aici. Ia. E chiar, iată că eu sunt cu umbrela aici, ia uitați-vă și... Iată, uitați-vă, e ceva strașnic ca să poți să intri în WC-ul din Burlacul la femei. Iată. Nu știu cum să vă demonstrez, poate să fac niște fotografii ca să... Păi nu, dar poate... se vede, doamnă, e clar că e deteriorat și e periculos. Și nu-i plin încă groapa ce? Dar chiar e plină. Eu nu știu, pretinsa aici sunt niște, iată, cum s-ar numi astea din beton, s-ar fi putut de luat, sau chiar și pe ei, uitați-vă. Eu nu știu pe unde și cum, că mă tem, chiar mi-e groază. Iată. Păi nu prea cred că mai poate fi scos de aici. La cum arată WC-ul ăsta, el pur și simplu trebuie demolat, astupată groapa aceea și făcut alta, cumva betonată, faină, ca să poți extrage din ea deșeurile. Adică pereții sunt bine, este acoperit, pereții sunt traine și e acoperit cu foi de ardezi, nu curge deasupra, dar însăși... Paravanul ăsta despărțitor care e fisurat, riscă să prăbușească peste oameni. Da, și acesta, uitați-vă, el sună gol, el și acolo, iată, vedeți cum e fisurat. Și, da, aici e ca să calci, dacă calci, iată, pe aceasta, uitați-vă, e sună și a gol, e sclatină. E riscant de tot, vă dați seama, trebuie să intri ca să ții cineva de mână. Sper că aici, sub placa asta, nu e gaură. Dar poate să fie surpătură și să te duci, să luneci. Este, că se vede că e gaură. Este. Poate să țină... E groapă sub placa aceea, da? De beton. Poate să ține pe vreo bucată de fier sau ceva... Nu știu, eu vă zic că e... Și cu toate că în interiorul primăriei este un spațiu, adică unde servitoarea își ține
scăldarea. Și se poate de făcut WC-ul acolo în interior? Da, se poate, și eu am propus, printre altele, în sat s-o mai auzit și vorbă, că n-am și fac și pretins și iată, fac, sunt în calitate de arhitector ca să croiesc și un WC-ul în incinta primăriei. Și spațiul este spațiu predestinat, pretins predestinat, și plus la asta și ușor se poate descos canalizația, pentru că sub primărie, dacă nu greșesc, este cazangeria sau cel puțin este loc gol, spațiu, înțelegeți, ca să, că e mai ușor ca să o scoți. Deci, da, asta e toaleta primăriei la care vine și primarul, da? Și consilieri și secretari primăriei și tot așa. Toți funcționarii, toată conducerea satului. Toți funcționarii, și dați-vă arăt, încheiat acolo este și un magazin, așa, un proprietar. Și nu departe este și biserica, acum 2 ani în urmă dată în exploatație, vedeți? Noi aseară eram la o ședință, stați unde? Măcar la biserică e mai bună, e mai modern clozetul. Nu, nici toate băbuțile, toți cetățenii vin de colete de la biserică, vin la WC-ul ăsta. A, da? Deci biserica n-are toaleta proprie, vine tot la primărie. Nu, nu are, nu are, nu Dacă are. Dacă n-are bani. Păi, că Bojica nu ne dă. Bine că nu v-ați pus cupole aurite, cum e moda în altă parte. A, e am tot și... aurită, e aurită, e leu. Da, asta era prioritar, cupola aurită decât toaletă. Și asta e fântână, probabil. Nu, e o fântână posibil de la ospătărie aceasta care... Ia uitați-vă în ce stare este această ospătărie veche. Și copiii de avem o casă mai departe, deci o casă cu etaje. Nu-i prăbușit acoperișul, pare prăbușită, dus deja. Nu. Păi uitați-vă, geamurile sunt luate, sunt scoase, podelele de colo furate, nici nu se mai, nu mai merge vorba. Poate vreun gospodar ar putea să o renoveze, că... Of, Doamne! Dar asta, cred eu, e ceva vreun bazin de pe când funcționa ospătăria, mă gândesc eu. Și dacă Dodon așa tare era să-l apuși năbădăile pe la burlacul, tare bine era să treacă, să treacă la primărie. Să-l apuși pentecărie. Păi da, de unde să-l apuși? Că el dintr-o mașină în alta poate îmblă și cu halul după dânsul. Și că a fost alaltă ieri la Cahul. Ce-a făcut la Cahul? Și ce-a făcut la Cantemir? Flutură banii pe drumuri, așa? Ar mai banii ăștia mai bine iar el dan, își face campanie electorală, doamnă, ce credeți? Că degeaba îmblă? Face campanie, dar nu merită el, nici n-are și cheltuie banii, nici n-are și flutura banii în zadar, nu o merită. O să decidem noi, alegătorii, pe 1 noiembrie. Să-și dea seama, asară era la 2. Jurnal TV. Asară era la Jurnal TV, e normal așa să vorbești prostii și să vorbești în dodi. Eu vă zic la revedere, iată, din depărtare, dacă se vede practic. Nu, n-aș zice că pereții termin cu ce am început. Da, toaleta parcă stă bine, doar că îți prăbușești podeaua și iată peretele ăsta separator, paravanul. Da. Trebuie investit, reparat, făcut ceva acolo, nu? Eu nu știu cine ar putea face, dar... Eu știu cine, primăria, primarul. Primarul, da. Cred că o să-l demoleze pe ăsta și să fac acolo înăuntru, cum a fost propunerea, pentru că toți angajații primăriei mă susțin pe mine și într-adevăr... Păi votați la Consiliu și-l obligați, asta e la discreția consilierilor. Nu o să facă consilierii, dar consilierii pot vota. Alocați bani, găsiți bani, cereți granturi, sunt o grămadă de granturi pentru salubritate. Eu închei aici și vă zic sănătate. Da, mulțumesc pentru relatare, seară bună!